spun bună ziua și bine ați venit la Târgul de Carte de la Roma, a doua ediție. Eu sunt președintele Camerei de Comerț și Industria Județului Neamț, Mihai Apopi mă numesc, și sunt vinovat cumva de faptul că astăzi suntem aici la un eveniment la care eu țin tare mult și pe care mi-l doresc dezvoltat la Roma, pentru că în municipiul Roma am constatat că sunt oameni care au o deschidere cu totul și cu totul aparte pentru evenimente, că sunt ele comerciale și mai ales evenimente culturale. Din aceste considerente, această a doua ediție a Târgului de Carte de la Roma, am organizat-o, zic eu, în condițiile în care am putut să o facem cel mai bine și din acest motiv, mulțumesc domnului primar pentru sprijinul pe care mi l-a acordat pentru orice eveniment și mai ales pentru acesta pe care îl desfășurăm astăzi. Îi mulțumesc doamnei director Roxana Iorga de la Colegiul Roman Vodă, un colegiu care pur și simplu m-a surprins cât este de bine îngrijit și cum arată și faptul că o lansare de carte, o conferință despre carte are loc într-o instituție de învățământ ca aceasta care este la Roman, cred că este un câștig pentru toată lumea. Au răspuns invitației noastre 7 edituri și se vor lansa peste 20 de titluri. Trebuie să vă aduc la cunoștință că mâine, în jurul orei 17, va conferenția la Roman domnul Varuzan Vosganian. Astăzi, la ora 17. De asemenea, îi avem lângă noi pe domnul Dan Tomuleț, domnul Cristian Crăciun, domnul Lucian Stroit, care vor să ține conferințe în orele următoare. Îl rog pe domnul primar să ne spună și noi cuvintele și ce are de gând cu Târgul de Carte de la Roma pentru viitor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit la Roman, dragi invitați. Mă bucur să revăd oameni cu care am făcut acțiuni frumoase în decursul timpului. Mulțumim gazdei noastre, Colegiului Național Roman Vodă, care ne-a primit iată într-o sală modernizată și foarte frumoasă. Da, așa este parteneriatul pe care îl avem cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, este unul solid și vreau să-l felicit și să-i mulțumesc domnului președinte și echipei dumnealui pentru tot ceea ce face pentru județul Neamț și dacă o precădere pentru Roma și activități din toate domeniile, iată, sprijinind astăzi cultura în municipiul Roma. Nu este ușor să faci astfel de evenimente, este foarte mai mult cu atât mai dificil astăzi când și lumea este atrasă poate de alte și alte acțiuni, dar mă bucur să văd astăzi într-un număr atât de mare oameni care sunt implicați în viața culturală a municipiului Roma și le mulțumesc pentru acest lucru. Chiar înainte de deschidere primeam niște să zicem, informații din istorie și niște solicitări din partea domnului profesor Stroc și sigur le vom lua în calcul în perioada următoare și sperăm noi ca Romanul să rămână o capitală culturală atât a Neamțului cât și a Moldovei. Vă mulțumesc, să aveți succes și sunteți bineveniți oricând la Roma. A fost nominalizat. Vă rog pe domnul profesor Stroic să vă adreseze și dumneavoastră câteva vorbești. Avem întâlniri de suflet cu oameni importanți. Și una dintre ele am avut-o cu Dumnezeu. Și Dumnezeu avea chef de confesiune. Și mi-a spus frumoasă țară, bogată, cu râuri, cu păduri, chiar cu munți. Și mă gândesc să ajut cu ceva. Știți cu ce
cu trei frați. Și au apărut trei frați nepătați, dintre care unul a fost Ștefan Timușat, cel care la Chindău învingea în 1395 pe cel mai important împărat rege crai al Europei și al lumii, pe Sigismund de Luxemburg, pentru că Dumnezeu îi spusese să apere în care. Al doilea frate era Iosif I Timușat, primul mitropolit român, pentru că știți foarte bine că religia era dominată de greci, de la Sfântul Atos, chiar dacă erau ortodoxi, și a cărui mormânt se găsește la, lângă piatra, la 7 km, la mănăstirea Bistrița. Și al treilea frate a fost Roman, Mușat, care la 1392 întemeia cetatea. Pentru că cei trei frați apărau cu arma, apărau cu credința și apărau cu locul. Acel genus loci. Și romașcanilor le-a rămas în timp datoria să ridice această cetate. Binecuvântate și bine aleasă. Pentru că Romanul este singurul oraș care leagă alte mari orașe aproape la egală distanță. Bacău, Vaslui, Iași, Botoșani, Suceava, Piatra Neamț și așa mai departe. Și atunci spun, întorcându-ne la evenimentul de azi, dacă avem drumul mătăsii, dacă avem drumul sediei, dacă avem drumul sării, dacă avem drumul porțelanului, de ce n-am avea și drumul cărții? Și de ce Romanul să nu fie o stație importantă pentru acest depis? Și iată, Târgul de Carte confirmă prin prezența cărților, prin prezența autorilor, prin prezența autorităților, prin prezența dumneavoastră cu care sunteți, viitorul apropiat, aș spune, și permanent al țării. Și atunci, gândiți-vă că deja Romanul are câteva aturi. Unele încă nu sunt trecute, decât pe o hartă ideatică. De pildă, Camino românesc trece de la Roma. Și atunci, dacă tot Romanul a ajuns între orașele moldave, să fie orașul cu cele mai multe statui, care păzesc foarte bine intrările în oraș. Fie că e vorba de Alexandru cel Bun, fie că avem la câteva sute de metri pe întemeietorul, fie că avem figura tragică al unui, Miron Costin și așa mai departe. Figure emblematice. Mă adresez, în primul rând, tinerilor. Aveți datoria morală, în primul rând, de a cinsti acest lăcaș, care a dat figuri imense, emblematice. Mergeți alături la câteva zeci de metri și veți găsi la Muzeul Bogaș foarte bine reprezentat acest lucru. Mai am de spus un singur lucru. Să mulțumim Camerei de Comerț și Industrie pentru că a avut curajul să se implice într-o acțiune, aș spune, extrem de riscantă. Pentru că a înțeles un lucru esențial. Cea mai mare investiție se face în cultură. Cineva spunea un adevăr. Cel mai mare industria și cel mai mare profit pe care l-a avut vreodată România a fost Mihai Eminescu. Pentru că cărțile lui editate din au produs, într-adevăr, valoare. Să mulțumim domnului Mihai Apope, pentru că a avut curajul și o nebunie frumoasă să facă aceste și la Roma, și la piatra, trebuie spus. Să mulțumim primarului care vine din aici, dintr-o solidaritate culturală, nu din nicio obligație, nu are nicio obligație să se mulțumim cel cu care
pe Cristian Ivescu, care a venit cu Figaro-ți și care, trebuie spus, nota bene, bine, și dintr-un motiv biografic aproape, dar nu numai. Primele cărți pe care le-a scos la editura Grigalux au fost din nou ale profesorului Ciobanu și ale doamnei doctor Silvia Mătășescu, dacă memoria nu mă înșeală. Așa. Să-i mulțumim domnului Alger, care totdeauna vine cu autoritatea magului și a celorlalți, era să zic bărbori, dar domnul Crăciun nu și-a lăsat încă parte. Să-i mulțumim domnului 4P, Paiu, pictorul, poetul, preotul și prietenul și care s-a jucat total. Și să le mulțumim oaspeților care au venit. Pentru că, vedeți, are, spunea domnul Acopei, 7 edituri. Da, dar vin oameni de la București, vin de la Tecuci, vin de la Odobești, vin de la Focșani, vin de la Piatra Neamț, vin de la Iași. E puțin lucru. Deci, iată ce înseamnă carte, ce înseamnă... Iată, vin și din Italia. A venit Emma Dimitriu, bun care e romașcancă. Te salutăm numele romașcanilor. Și care, iată, ne dă un semn din Italia. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule profesor. O să rog pe domnul părintele Paiu să ia și dumneavoastră acest lucru. Da, ieri domnul Răzvan m-a anunțat că e posibil să vorbesc, așa că azi noapte pe la două, pentru concizie, scriam un text. Dați-mi voie să îi dau citire. Stimate domnule președinte, stimate domnule primar, stimate oficialități centrale și locale, stimată doamnă director, stimate cadre didactice, iubiți poeți, scriitori, artiști, plastici, critici, eseiști, jurnaliști, iubiți elevi și invitați. Pe cei poposiți astăzi la Roman, vă întâmpin cu urarea. Bine ați venit sau revenit la Roman. Pe cei găsiți aici, gazdele noastre, adică, dați-mi voie să le salut cu bine v-am găsit și regăsit. Tuturor celor prezenți la eveniment, local sau nu, bine ne-am reunit. Unde? Aici la Roman, la Târgul de Carte, Libris, ediția a doua. Romanului Roman cel Frumos, al marelui cronicar Miron Costin, jertfit chiar în tina acestuia, al episcopului academician Melchisedec Ștefănescu, al lui George Radu Melidon, al lui Max Plecăr, Cezar Petrescu, Garabete Ibrăileanu, Nicolae Manolescu Strunga, Constantin Nicolae Vasiliu Bolnavu, mare filantrop al României și mai recent al lui Nicolae Grigore Stescu, al lui Mihail Jora, Sergiu Celibidache, Gheorghe A. Ciobanu, Minodora Ursachi, ctitorul Muzeului de Artă, Natalia Rusu, Eva Lazea, Mircea Bostan, Boris Cepalis, Alexandru Mihăilă, fost jurnalist de front, prozator de excepție și aș spune mare patriot, inițiator în ultimii ani ai unor manifestări dedicate fraților români de peste Prut, serile basarabene și al unui proiect editorialistic susținut în promovarea creației literare basarabene, concretizat în publicarea mai multor volume, poezie, proză, memorialistică, apărute sub îngrijirea domniei sale în calitate de redactor șef al editurii Papirus Media. Romanul cultural, artistic, educațional, spiritual, istoric. În prezent, romanul istoricului ilustru Vasile Ursachi, ctitorul Muzeului de Istorie, romanul profesorului Alexandru C. Ionescu, noul ctitor al Bibliotecii Municipale, romanul muzeografei Cornelia Jora, ctitorul Vilei Muzeu Calistrat Hogaș, romanul artistic, scriitorice și jurnalist, aici trăind membrii ai acestor brezle profesionale, ai acestor preste profesionale, ai Uniunii Artiștilor Plastici, ai Uniunii Scriitorilor și ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cu una din filiale, Filip Brunea Fox, funcționând aici deja de 3 ani, cu o societate culturală Clepsidra, din 2007 susținând fenomenul clepsidrismului, cu o Academie Teologică Petru Tocănel, for cultural, educațional și ecumenic, instituții de învățământ, edituri. Romanul, centru al spiritualității, centru arhiepiscopal, cu existență neîntreruptă de peste 6 secole, pe aleile Sfintei Arhiepiscopii de la Roma. Este știut că s-a născut în secolul al XVII-lea poezia cultă de la noi, prin inspiratul demers poetic al Sfântului Mitropolit Dosoftei Barilă, versificatorul psalmilor lui David.
Duhul acestea îmi pare că a suflat într-un fel peste ierarhul nostru de astăzi, încât nu m-ar mira deloc ca în viitor să apară studii în acest sens, ori chiar o antologie de poezie religioasă românească cultă, de la Dosoftei la Ioachim Băcăoan. O antologie care poate să fie prezentată și lansată la un viitor târg de carte Libris Romașcan și Pietreanu. Dar până atunci vă propun și vă îndemn să ne bucurăm de această nouă ediție romașcană secundă și pietreană totodată la a 12-a ediție. Organizarea ediției noi, aici la Colegiul Național Roman Vodă, considerăm ca un preambul la sărbătorirea a 150 de ani de existență, nu poate decât să ne bucure. Sper ca manifestarea să devină o tradiție și un reper pentru evenimentele culturale anuale, un punct de atracție pentru toți cei ce iubesc cartea, inclusiv pentru elevii și liceenii roman-vodiști, cât și din toate instituțiile de învățământ din Roma și din împrejurimii. În acest sens, doresc în încheierea cuvântului meu să mă adresez acestora, îndemnându-i să citească nestăvilit și cu nesaț, pentru că numai așa pot deveni cu adevărat oameni buni ai unei societăți bune. Cel care citește nu poate fi și deveni decât un om bun. Cititul descoperă lumi nebănuite, înseamnă o aventură de neînchipuit și totdeauna unică, irepetabilă a spiritului, care formează și modelează caractere. O societate alcătuită din oameni care citesc, care își cultivă spiritul, care oferă hrana cuvenită lui, cartea, adică, nu poate fi decât una prosperă, curată, primenită, învingătoare și aleasă. O societate a păcii. Vă invit pe toți să urmăriți toate secvențele cuprinse în programul de astăzi, conferințe, lansări de carte, recitaluri de poezie, muzică și teatru, spectacole de grafică, Cristinele Ion Prisacaru și pictură Iulia Stoleru, Cenacul Clepsidra, marcă registrată a cetății Mușatine, care cu siguranță vor fi răsfăți pentru minte, inimă și suflet. Vă invit să vizitați librăriile amenajate pe holurile de la intrarea în biblioteca colegiului, una dintre cele mai valoroase din oraș. Să răsfăiți cărțile expuse, unele abia ieșite de la tipar, impregnate de mireasma unică și îmbătătoare a cernelii tipografice, proaspete, încă ude, neuscate de plin, nezvântate. Vă invit să și alegeți unele dintre ele pentru biblioteca personală. Vă invit să îndrăzniți să cereți autografe al autorilor lor, scriitorilor care, ca niște zei ai cuvântului, au poposit din Olimpul solitar al creației lor, printre cei care tânjesc după nemurire. Și pentru că săptămâna asta am sărbătorit înălțarea Sfintei Cruci, numai cu două zile în urmă, pe 14 septembrie, sărbătoarea care face referire la jertfa mântuitoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la purtarea crucii cu demnitate, dar și la arătarea Sfintei Cruci pe cer la a doua venire a Domnului, dați-mi voie să închei cu aceste noi fericiri. Fericiți cei găsiți scriind, fericiți cei aflați citind, fericiți cei înțeleg și se înțeleg citind, scriind, fericiți ce înțeleg și se înțeleg citind. Toamnă senină, bogată și cu pace. Mulțumim! Bravo. Da, mulțumim. În continuare dau cuvântul domnului profesor Lucian Stroi. Scuzați-mă. Domnului Livescu. Onorată auditoriu, sunt nespus de bucuros că particip la această deschidere, redeschidere, relansare a Târgului de Carte la Roman. Romanul este o cetate a cărții, este o cetate a culturii, așa cum s-a subliniat, merită acest târg permanentizat. De altfel, noi promitem ca și în anii următori să fim prezenți la Târgul de la Roman, să găsim un spațiu adecvat. Sigur că aici este deocamdată ediția a doua de relansare. Trebuie găsit un spațiu adecvat, eventual la Biblioteca Municipală, în rotonda aceea care este în aer liber, să facem acolo și putem face acest lucru. Vom vedea, numai natura să nu ne joace feste. Este aici o luptă pe care am deschis-o și ieri am descris-o, de fapt, și ieri la deschiderea salonului Târgului de Carte de la Piatra Neamț. Anume, lupta pentru citit. Să știți că din ce în ce se împuținează și nu fac referire la ce de știu. Roman Vodă este unul din marile liceele de tradiție în România,
unul din colegiile renumite pe care le avem, nu fac referire aici, dar să știți că lumea a uitat nu numai să citească, a uitat și literele, a uitat să descifreze anumite fraze, a uitat să înțeleagă, nu mai vrea să înțeleagă, se uită numai pe net, se uită pe telefon. Ei, îndemnul nostru este sincer, luați o carte și mai întâi apropiați-o, răsfăiți-o înainte de a răsfăi, mirosiți-o. Să știți, miroase extraordinar de frumos. O carte întotdeauna are mireasma ei. Mireasma asta este extraordinară. Te îmbine ca o femeie, ca o frumusețe divină, să te inspiră aproape. După aceea răsfăiți-o, să vedeți ce frumos se deschide, se deschide extraordinar și vă îndeamnă la, nu numai la lectură, vă îndeamnă la înțelepciune. Foarte frumos, lupta aceasta, să știți, în Occident se fac reprize între ei, se fac reprize și nu numai atât de lectură. Oamenii reînvață să citească, mai ales tinerii care nu știu expresivitatea lecturii, că și aici este un secret. Citești, citești, dar trebuie să înțelegi ce citești și nu numai atât, să interpretezi ceea ce citești. Studiile astea de reinterpretare și de recitire, de reaprofundare a lecturii, este un exercițiu care trebuie întreținut. Ei, asta, am pierdut aceste exerciții. Înainte, actorii de la teatrele noastre mergeau în școlile noastre și învățau pe copii să interpreteze texte din Creangă, din Eminescu, din mari noștri clasici. Ei, Creangă, să știți că era cel mai dificil de citit. Încercați să citiți un text de Creangă și veți vedea cât de greu se poate lectura. Dar câtă mireasmă și câtă frumusețe este în textul Creangă, câtă înțelepciune și cât ce limbă cristalină și frumoasă, limbă veche și înțeleaptă. Ei, la fel și astăzi, trebuie asemenea misionariat, misionarii noștri care sunt actorii și care, să știți că la Piatra Neamță există o trupă care vrea să facă acest lucru, să meargă în școlile și liceele din județ, să reînvețe pe tineri să interpreteze texte literare și nu numai texte dramatice, texte literare în general și chiar texte de filozofie. Să știți că este în preajma noastră un distins exeget al filozofiei, este domnul Dan Tomuleț, pe care îl citesc cu mare plăcere în paginile convăbirilor literare de la Iași, revista noastră de tradiție eșană. Domnul Dan Tomuleț se ocupă de multă vreme de filozofii din Antichitate și până la Plotin, să știți, este un spirit, chiar să-i audiați conferința pe care o va susține, este un spirit deosebit. Să vedeți cât înțelepciune, cât parfum este în rostirea filozofică, rostirea filozofică românească și în general universală. Vă îndemn și eu la lectură, vă îndemn la carte, vă îndemn să răsfăiți cărțile, să nu treceți indiferenți pe lângă ele și nu uitați de reviste. Am adus ultimul număr din revista Antiteze, care a apărut ieri, l-am adus-o din tipografie, să vedeți ce sumar interesant are. Cu Victor Brauner am deschis și cu câștigătorul Premiului Național de Proză, Ion Creangă, pe care îl decernăm în fiecare an, împreună cu Carmen Seculare, cu Centrul de Cultură Carmen Seculare de la Piatra Neamț, alături de Premiul Eminescu de la Botoșan, s-a impus cu a șaptea ediție Premiul Național de Proză Ion Creangă de la Piatra Neamț. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, mare mult! O să luăm să ia cuvântul domnul Valentin Așder, care va conduce de acum înainte desfășurarea acestei întâlniri. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ne ascultați și că veți avea disponibilitatea să rămâneți la conferințe deosebit de interesante, nu înainte de a vă ruga să țineți cont de titlul acestui târg. Cumpără o carte, donează o carte. Vrem ca prin acest târg să asigurăm un fond de carte pentru centrele sociale, acolo unde sunt instituționalizat copii cu probleme deosebite. Sper că vom găsi și la Roma, în audiență, pentru acest demers și în continuare vă doresc o zi minunată alături de oameni deosebiți. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, domnule primar, mulțumim pentru găzduire, domnule președinte, la fel.
Așa și vă mulțumesc că aveți încredere că o să reușesc să nu adorm sala care sper eu să ne urmărească și peste o oră. De fapt, ăsta va fi testul. Eu o să stau aici probabil să urmăresc. Dacă văd că cineva adorme, oprim conferințele. Cred că mai nimerită temă de... Acum hai să nu-i spunem conferințe, că ne speriem cu toții. Acum toți conferențiem, avem proiecte, știți cuvântul ăla abuzat, ultra abuzat. Lucrez la un proiect, serios, și ce faci? Păi, spăl o șoseată sau mai știu, ia un șirem. Toți facem proiecte. Nu, eu zic să comunicăm firesc și să profitați, chiar ăsta e cuvântul, să profitați spiritual și intelectual de câțiva oameni care înaintea voastră au citit mii de cărți și care au scos din ele cum scot albinele din flori, polen, miere și acum dumneavoastră puteți să degustați. Dacă aveți încredere în gustul lor, o să vedeți imediat dacă merită sau nu, atenție. O să începem cu Dan Tomuleț. Conferința domniei sale se numește Educație și Auto-educație. Dacă educația povedeți cu toții, profesori și elevi și mai ales foști profesori care suferă mai mult, și mă refer și la domnul profesor Crăciun, care a predat 42 de ani făcând naveta de la Florești de Prahova la Moreni de Dâmbovița, are 42 de generații de elevi ca voi. Zilele trecute îl chemau cei care au absolvit acum 41 de ani la o discotecă, la un chef sau mai știu eu ce mai pot face oamenii la vârsta aia. Chiar ar fi păcat să nu profităm de cei de dinaintea noastră. Așa cum ne ajută orice urmă în pădure să nu ne rătăcim, tot la fel ne ajută cei care au citit ceva mai mult decât noi. Bun, dacă au clar viziune, puteau să nu citească, dar deocamdată cartea rămâne singurul instrument valabil și valid. E ca un fel de GPS, dacă vă e mai cunoscut. Adică vrei să ajungi undeva, ai destrăbătut câteva desișuri intelectuale. Și dai peste câteva cărți care, într-o jumătate de oră, îți lămuresc lucruri la care poate o să te gândești o viață întreagă. Dar nu vreau să lungesc eu prea mult vorba. Și o să mă asigur că microfonul care stă lângă domnul Dan Tomuleț funcționează și se aude. Și o să presupun că se aude. Da, să-l dai de la parte. Suficient de la parte. Bun. Și, sigur, acum, dacă vreți să plecați, plecați cu toții, dacă nu, rămâneți până la sfârșit, nu? Mulțumim pentru atenție, nu o să vă pare rău.